Dacă vrei să cumperi FIFA 21 la un preț super fain, îți recomand site-ul ozon.ro, unde ai extra 5% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Linkul către promoție îl găsești în descriere. Ceva băieții și bine ați venit la un nou clip pe canal astăzi. Mutăm seria Draft spre glorie în FIFA 18, facem un retro FIFA și nu uita să apeși butonul ăla de like dacă îți place această serie, dacă îți plac clipurile retro pe canal. De asemenea, ai și 10% reducere pe argol.com/ro, linkul e în descriere. Ai acolo articole sportive de cea mai bună calitate. Hai să vedem, băieți, hai să vedem ce ne rezervă. Stai puțin, Loviță, cu points, mă, cu points, mă, băiatule, cu points. Hai cu points, să vedem ce se întâmplă, ce jucător ne pică, ce formație, în primul rând. Nu mai știu. 4-3-3, defense, 5-3-2, 4-3-3, 5-2-1-2. Oi. 4-3-3 ăsta nu... Câte știu, nu prea era, cine știe ce, 4-3 defend, 4-1-4-1, nu mă încântă nici formațiile cu 5. Să merg totuși pe un 4-3-3 clasic, să vedem cum se prezintă în FIFA 18, Dumnezeule, ce jucători aici! Și se știe, nu ai cum să nu îl iei pe Cristiano Ronaldo aici. Right winger de 95, super card, Gareth Bale și el acolo, Sanchez de 97. Ai, ce jucători pe aici. Bă, dar Bale ăsta, frate, de ce are, uite ce stats-uri are, doar 94. Deci are 99 pace peste Ronaldo, 95 dribbling, 97 shooting. Ulululululu, hai cu Ronaldo totuși pentru skill mobs. Pe striker, Harry Kane, Antoine Griezmann intră pentru că Ronaldo e de la Real Madrid. Hai Griezmann, vină încoa. Pe RKM, ce ne pregătește aici EA Sports? KDB, Team of the Season. Ai. Mamă. Dacă tot nu pot să aleg ceva pentru băieții mei, pentru Griezmann, potoare, este puțin francez, uite, aș putea totuși să-l iau pe Pogba. Da, și să mut după aceea. Hai să luăm Pogba și să sperăm aici la cineva din La Liga pe care să-l mutăm pe cealaltă parte. Silva, vine KDB Team of the Year, în Golo Kante, Dumnezeule, ce nebunie totală. Cu Kante ia perfect aici, la mijlocul terenului și e și francez, ia și cu Griezmann. Deciziile sunt destul de dificile în legătură cu asta. Văd, dar De Bruyne ăsta arată mult prea bine, frate. Deci, mult prea bine. Să mă risc, să nu mă risc. Nu știu ce să zic. Sincer, nu știu aici ce să fac. Hai să facem totuși pentru binele echipei. Hai să luăm pe Kante pentru binele echipei, pentru chemistry. Parejo, uite-mă că a venit cineva și pe partea asta la Ronaldo și o să-i dea full cam, fii atent. Bun, n-are el stats-uri foarte bune, dar intră acolo binișor. Acum pe dreapta, imaginați-vă un Carvajal ne-ar lega superb. Bruno Perez, Meunier, Carvajal, ai, Team of the Year, Dani Alves, Brasiliero, și nu pot să-l iau pentru că vreau să mă duc pe chemistry. mă duc pe chemistry. Totuși, hai să ne uităm puțin la... Dani, aveți Team of the Year, ce card, high-low work rate, super, absolut, dar absolut, minunat. Tătic, ce să faci? Ok, bine, stăm foarte bine și am legat un hibrid foarte interesant. Acum pe stânga, nu mai știu, Dembele era left winger? Nu știu dacă era atunci. Chiesa, Clivert. Chemistry merge ăsta. Sesenio, ăsta e EFL. Ia vino tu. Și cred că decât un icon acolo, doar un icon acolo ne-a rezolvat problema. Alonso, Insua, Van Aanholt cu Lasinac și cu Ansaldi. Van Aanholt e bun, e și pe chemistry nostru. Alonso, 80 pace, nu pot să zic că mă încântă. Bundesliga, Premier League, cu Lasinac, 78 pe pace. No, hai vino Van Aanholt. Și acum, aici un David Luiz, poate? Christensen, rău pe viteză, Otamendi, mai rău pe viteză, Benatia. Uite, totuși Christensen, știi că are Hunter
Și nu e chiar atât de rău, să zicem, pe viteză cu Hunter pentru centru. Nu erau nici așa, 72 nu era dezastruos. Benatia Glic Umtiti, francez pe partea aia, cum se leagă, o, oh, Dumnezeule. O, oh, cum mi l-a legat pe ăsta, cum mi l-a legat, superb. Și Umtiti are și un car foarte, foarte interesant, cu acceleration, sprint speed bune, shot power, long shots, super. Hai să vedem pe fundaș, pe portar, Navas, Donnarumma, Begovic, Lopez, Loris intră bine și ia cu toată lumea. Fericire, 96, suntem în full cam la echipă, aici pe left winger trebuie modificat. Tare, tare, tare curios ce ne rezervă. Oh, ce-a lui Gipu Fon, n-am ce să fac la chiense. De Gea ar mai putea să intre acolo, în cazul în care vine un Ramos. Vedem. Dar nu prea am ce altceva să joc. Oricum, portarul nostru este bun cu 96, nu am avea de ce să-l schimbăm. Kolarov, Rodriguez, Alonso, Naldo. Man, nu mă cântă niciuna. Highest rated Naldo. Hai pe atac, am nevoie de un left winger. Un icon, ceva n-a picat, nici un icon. Fii și tu atent, nici un icon, bro. Avem nevoie de un icon. Rakitic, nu fii icon, dar uite ce bine și frumos a picat aici. Oare peste Parejo? Nu știu ce să zic. Nu prea cred, o să-l iau în orice caz. Ia Parejo, mă refer peste Parejo și din punct de vedere al chemistry. Ar fi, are mai multă viteză, dar la chemistry mă încurcă un pic. Aș avea nevoie de alt fundaj dreapta. Vedem, vedem, mai avem opțiuni, mai avem jucători care pot să pice. Nu acesta, sub nicio formă. Dăm și pe atac, hai ei, bagăm pe atac ceva frumos. Nu pot să nu-l iau, aici brazilierul mergea, nu merge. Nu pot să, nu pot, n-am cum, trebuie să-l iau pe Messi. Messi, voi vă dați seama, Messi cu Ronaldo în atac. Mamă, dar pierd la chemistry, mă, nu știu ce să fac, hai poate-l joc super sau, vedem, stai puțin. Kylian, mamă, ce echipoviță, Hazard de 98. Ce să iei, ce să nu iei aici. Doamne, 4 cu 4, nu știi ce să faci. 4 cu 4. What? Păi atunci am iau un pitic pe Hazard. Hai mă să iau pe Hazard. 98, le forward. Lukaku. That's be interesting, Lukaku ăsta. Tancone și Lukaku, frate, ești nebun. Ia vino Lukaku încoa. Mamă, ce echipă avem. La Lyon, Mane, Ter Stegen, Barcelona, e, ola, ola. Iar da full, dacă nu mă înșel, lui Umtiti, dar pierde Christensen după aceea. Băi, avem cei drept niște opțiuni absolut incredibile în această echipă. Harry, Neymar! Te cred! Nu te cred! Team of the season, 5 cu 5, 97, 98, 99. Vino cu a, nu stăm pe... Băi, nu-mi vine să cred ce a picat în draftul ăsta, a fost... Foi de capul meu. Și fii atent că fiind right forward, asta îmi place mă la... Vai, nu l-am luat pe Mbappe, ce s-ar fi legat? Băi, cât de prost sunt. Am trăit cu impresia că l-am luat. Ai, cât de prost sunt și nu am altă opțiune să-l joc de la început pe Neymar, fii atent. În schimb, să-l joc cu super sub, uite cu Griezmann crește puțin. N-am ce să fac. Lasă left winger-ul ăsta. Lasă-l așa, scoate Neymar și după minutul 1 vă arată ce frumos este echipa. Așa oricum suntem în, aproape în full cam aici. Să schimb și pe Messi. No, pe Messi las. Vai, ce echipă. Este bombă total. Asta se intră și Ter Stegen. Oricum mai avem un jucător de select. Hazard de 98, ești nebun, nu știu. Băi frate, nu știu cum să joc. Nu știu cum să-i joc pe băieții ăștia. Atât de bine arată această echipă. Uite, aici aș pierde Messi încât stă în 6. Hazard în 6. Un 99 chemistry. Dar parcă aș prefera să-i țin așa de la început, știi? Mamă. De adevăr, cu Griezmann aici mai câștig 1. Dar nu pot să zic că mă încântă. Cante tot stă în 10, n-ar fi problemă. Cu un manager ne oricum un full cam și câștig și câteva schimbări. Ultimul jucător este Marco Reus de 88.
Ia ieși tu afară de aici. Ce avem? 192 facem? 193, cred. Ia fii atent. Ia fii atent ce e aici. Fii atent. Nu se poate? Ai mă, fă-te 93. N-a vrut să se facă. Golanu! Cred că problema, să zicem așa... Uite, a fost ăsta de aici. A fost ăsta foarte super low rated Van Aanholt. Nici Christensen nu e high rated. Ai, n-a vrut 193. Oricum, superb, absolut minunat. Vă arăt după aceea, după ce luăm managerul. Ce nebunie! 99, 100, uite. A, da mă, că brazilianul ăsta argentinianul îi dă foarte frumos acolo lui Leo Messi. O să fie de poveste, zic eu, draftul ăsta. De poveste! Băieți, încerc de 30 de minute. Probabil că nu funcționează deoarece e dimineață, e 10 dimineața și nu sunt destui jucători. Însă nu găsim adversar. Din păcate nu găsim adversar. Nu am ce să fac, nu-mi vine să cred că am un draft atât de incredibil, de fantastic, nu găsim adversar. O să postez de fapt acest draft, deoarece vreau să vedeți cât de senzațional au picat acești jucători. Și voi mai încerca după masă, poate să joc acest draft, să vedem, poate găsim jucători. Dar am zis, ok, 5 minute, 10 minute, 15, dar deja caut de 30 de minute și nu-mi găsește în runda întâi. Vă dați seama. Oricum, ce aș vrea să vă mai arăt e cum aș fi jucat eu totuși acest draft după minutul 1. Uite, l-aș fi scos pe Parejo, aș fi jucat Neymar aici, Messi central, Ronaldo dreapta, ceva de genul ăsta, sau poate uite așa în față, la mijloc Kante, Pogba, Hazard aici și LKM-ul cu aici, central midfielder-ul Hazard cu Get Forward. Să intre așa în teren foarte frumos, să fac acolo cuplu cu Neymar sau cu Ronaldo. Ar fi fost un draft minunat și cred că o să fie. O să mai încerc după masă, băieți, să termin acest incredibil draft. Oricum, nu uita să apeși butonul de like. Îmi pare rău că n-am reușit să-l termin, însă pur și simplu nu am găsit adversar. Ne vedem în clipul următor. Vă pupă o viță. Pa, pa!